ești tocată, bă, bineînțeles. În comuna Chirnogeni, mai mulți fermieri s-au plâns zilele trecute că măgarii lor încep să dispară de pe câmp și au anunțat imediat autoritățile. După mai multe investigații, polițiștii au constatat cu stupoare că cei trei indivizi care au furat măgarii, de fapt, îi tăiau și apoi comercializau carnea. Și cumpărătorii au găsit destui, mai ales în valul lui Traian. Oamenii spun că s-au lăsat ademeniți de prețul foarte mic, doar 13 lei pe kilogram. Dar când au aflat de la polițiști și de la medicul veterinar despre ce era vorba, au rămas înlemniți. Este o parte din carnea tocată, din carnea de măgar, mai bine spus, care cei trei au vândut-o ca și carne de vită. După cum vedeți, unele persoane au și tocat-o, o pregăteau pentru sărmăluțe, fifteluțe, ba chiar au tăiat și oasele și spunea că chiar vreau să facă ciorbă, nu știu cum făceau ciorbă când ieșeau urechile din cratiță. Și uitați, au băgat-o la pachet, băgase deja în frigider. Polițiștii au confiscat aproape 30 de kilograme de carne de măgar. Inițial, cei trei suspecți au negat că ar fi comercializat carnea. Ce s-a întâmplat? Un necaș, ăsta a fost. Ce să... Dar ce ați făcut? Ce să facem? Am tăiat doi măgari și asta a fost. Și ce? Ne-ați vândut ca și ce? Nu știu, nu i-am vândut eu, deci n-am ce să... Ce oamenilor când le dădeați carne? Păi da, de ce nu mă înțelegeți că l-am vândut eu? Suntem suspecți că am tăiat doi măgari. Și ce ați făcut cu măgari, cu carne? Păi ce să facem, dacă n-am făcut nimic cu ea. Păi am înțeles că sunteți acuzați că ați fi vândut carne de măgar ca și da. Carne de vită. Așa este? Nu, domnule, dădeam la câini. A, mai dat așa. De măgar sau de vițel? De vițel. De măgar nu. Asta mergea să o dăm la niște băieți, are niște câini de luptă și lor le dădeam. Și vă dădea bani pe ea? Ne dădea bani pe ea. Vă dați seama că doar nu îi duceam degeaba. Ce să fie, domnule, pentru vânzare? Înțelegeți că e pentru câini? Păi și-ai amărat așa frumos pentru câini? Păi dacă o ții la ladă, normal că o pui în frigider, dar nu o să o lasă o dai stricată. Ați vândut-o? Nu. Voiați să o vindeți? Nu. Da? Nu. O consumați dumneavoastră? Da. Și este bună? Da. Foarte bună, delicatese, doamne. Am avut o plângere și în urma activităților pe care le-am făcut, am ajuns la autori, iar de aici am ajuns la persoane. Chiar a fost mirare în momentul când am auzit că au vândut carne de măgar. Cât au vândut? Carne? În jur de 30 de kilograme. Și la câte familii? Păi erau vreo 4 familii, unii deja mâncase, alții deja au trimis la Constanța, la copii. Carne de măgar. Ce v-au zis? I-au recunoscut? Da, da, bineînțeles. Ei, după cum îi vedeți aici, nu mai recunoșteau nimic. Chiar dânsii ei ne-au dus la persoanele care au cumpărat carne de măgar, știi, crezând că au cumpărat carne de vită. Și cu cât o vindeau? Cu 13 lei kilogram. Medicul veterinar le recomandă celor care știu că au cumpărat carne de la cei trei hoți să-și facă analize medicale. Carnea confiscată a fost trimisă laboratorului sanitar veterinar din cadrul DSVSA Constanța pentru analiză. Acum cei trei indivizi sunt cercetați penal pentru furt calificat și înșelăciune.